Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a participat astăzi la Râmnicu Vâlcea la o sesiune de consultări publice cu reprezentanți ai autorităților publice și factori interesați din domeniul privat, cu responsabilități în domeniul gestionării fondului forestier, în vederea evaluării problemelor din domeniu. La întâlnirea de lucru au fost prezenți reprezentanți ai proprietarilor și administratorilor de păduri, ai sectorului de exploatare a lemnului, ai industriei de prelucrare primară și ai industriei mobilei din regiunea de dezvoltare sud-vest, care cuprinde județele Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Reuniunea de la Râmnicu Vâlcea face parte dintr-un șir de 4 consultări regionale care au început la Bistrița, au continuat la Suceava și se vor încheia la Pitești, sâmbătă 3 martie 2018. Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a precizat că aceste consultări regionale vor fi urmate de ședințe de lucru la nivel național, la care vor fi invitați să participe reprezentanți ai ONG-urilor de mediu, ai organizațiilor naționale de silvicultură, din industria lemnului și reprezentanți ai gărzii forestiere. În urma acestor consultări vor fi identificate prioritățile pentru inițierea politicilor publice pentru domeniul pădurilor și soluții alternative, urmând a fi inițiate analize aprofundate și studii de impact pentru implementarea acestor politici. Spre final, reprezentanții dumneavoastră la nivel național împreună cu mediul academic și cu reprezentanții ai Ministerului vor analiza încă o dată aceste probleme cu soluțiile pe care dumneavoastră le propuneți în acele grupuri de lucru, împreună cu gărzile forestiere și cu ONG-urile, și vom face la final o prioritizare a acestor probleme împreună sau alăturat cu soluțiile propuse. Pentru că o să fie parte dintre ele probleme generale, la nivel național, o să fie probleme regionale și, sigur, o să fie probleme punctuale. După această prioritizare, tot acest program pe care eu vi-l spuneam pentru sectorul forestier va fi prezentat doamnei prim-ministru și decidenților, gândindu-mă la acest decident și la Parlament. Și vom decide împreună care va fi soluția pe care ne-o vom asuma, astfel încât sectorul forestier să-i fie diminuate aceste probleme prin soluțiile pe care vreau să le propuneți. Criza de resursă de masă lemnoasă, cu efect dublu în criza lemnului de foc și aprovizionarea cu resursa industriei lemnului, creșterea nesustenabilă a prețului resursei de masă lemnoasă, subfinanțarea sectorului forestier, supraaglomerarea activităților din domeniu sunt principalele probleme semnalate de participanții la reuniune. Ajutor mai mult decât necesar din partea Clubului Rotarii din Râmnicu Vâlcea pentru copiii cu autism din municipiu. Ieri seară, membrii clubului au donat centrului destinat recuperării celor care suferă de această tulburare din fosta grădiniță numărul 3 din Nord, mai multe echipamente și materiale didactice speciale care îi ajută pe cei care lucrează aici în lupta lor pentru a le oferi autiștilor un viitor. Am vizitat instituția în a doua jumătate a anului trecut și am avut mai multe întâlniri cu personalul educativ și administrativ de aici. Cu toții am convenit că instituția are urgentă nevoie de dotări cu materiale didactice speciale și de echipamente necesare recuperării acestor copii. În plus, sistemul de încălzire avea lacune deosebite și ne-am aplicat și asupra acestuia. Autiștii sunt copii frumoși, aparent normali, trăiesc însă în lumea lor și nu pot comunica la fel cu toți ceilalți copii. Unii au abilități artistice deosebite, alții au o inteligență peste medie, dar pentru a-și descoperi aceste abilități care îi fac speciali, au nevoie de ajutor. Acesta a fost și scopul pentru care în urmă cu 6 ani, în fosta grădiniță din nordul municipiului, au fost înființate mai multe clase destinate acestor copii. Cadrele didactice de aici au făcut eforturi mari pentru a-i ajuta pe cei mici să se adapteze, iar ajutorul pe care l-au primit din partea membrilor Clubului Rotarii este nesperat de util. Spațiul la perioada pentru 6 ani de zile, cu ajutorul Consiliului Local și al Consiliului Județean, acum jur 6 ani. Da, nu arătau așa. Am trebuit să luptăm foarte mult să putem sponsorizăm, să aducem la un minim standard. Acum ne bucurăm că Clubul Rotarii a fost alături de noi și chiar ne bucurăm că vin în sprijinul copiilor și sprijinul nostru de astăzi. Mulțumim donatorilor, în primul rând. Vrem să-i asigurăm că tot ce
s-a cumpărat, există aici și le vom folosi cu deosebită plăcere. Iar din partea copiilor, într-adevăr, mii de mulțumiri. Este prima dată când dispunem, într-adevăr, de materiale didactice care ne vor ajuta să folosim această sală nu numai pentru kinetoterapie, cum era înainte, vom folosi sala și pentru stimulare senzorială, în primul rând, pentru alte terapii, terapia prin teatru, ludoterapie, terapia prin muzică și așa mai departe. Toate acestea sunt pentru noi un important start. Părinții copiilor care frecventează această instituție de învățământ au fost însă cei mai încântați. Pentru noi părinții, cel mai important este faptul că, în sfârșit, suntem și noi văzuți. Pentru că la nivel de promisiuni, mi s-au mai promis. Dar în sfârșit se face ceva, adică văd și copiii noștri ceva făcut pentru ei. Și căldura, care îi ajută foarte mult pentru ei, căldura e esențială. Și toate, pentru ei sunt jucării. Terapiile se fac prin jocuri. Și atunci pentru ei e o bucurie. E o bucurie foarte mare. Pentru copii este foarte important să aibă cu ce să lucreze. Ca așa acasă le luăm o plastilină, un nisip, dar se simt băgați în seamă, se simt și ei văzuți. Sunt și ei printre ceilalți copii. În total, peste 25.000 de lei au investit cei de la Rotary în aceste echipamente și materiale didactice destinate copiilor cu autism. Banii provin din donații pe care clubul le-a adunat la balul organizat special în acest scop la finalul lui 2017. Din donațiile strânse, Rotary Club Râmnicu Vâlcea a achiziționat materiale de logopedie, didactice, jucării senzoriale, consumabile pentru art-terapia, sistem audio, videoproiector, imprimantă, televizor, computer, bicicletă, ergometru, bandă de alergat și diferite produse necesare dotării sălii pentru kinetoterapie. Încep simulările pentru evaluarea națională. Începând de luni 5 martie, elevii clasei a 8-a intră în febra testărilor pentru examenul din vară. Prima simulare va fi pentru evaluarea națională la limba română. Următoarele evaluări pentru cei din clasa a 8-a vor avea loc pe 6 martie la matematică, respectiv în data de 7 martie la limba maternă. Rezultatele acestor simulări vor fi afișate pe 16 martie. Notele obținute la simulare nu vor fi trecute în catalog, obiectivele testării fiind familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor. Elevii trebuie însă să știe că accesul în sălile de examen se va face ca la examenul propriu-zis din vară, adică în intervalul 8-8.30, aceștia având voie să aibă la ei doar buletinul pentru a se identifica, instrumente de scris, un pachet de șervețele și o sticlă cu apă. Restul obiectelor vor fi depozitate în sala de bagaje. Probele simulărilor încep la ora 9, moment în care se deschid în fiecare sală plicurile sigilate care conțin subiectele unice. Elevii vor avea la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat. Vești excelente pentru primari. Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, o ordonanță de urgență privind noi măsuri bugetare și pentru autoritățile publice locale. Conform actului normativ, se instituie posibilitatea ca unitățile administrativ-teritoriale să solicite în perioada 2018-2019 contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea împrumutului integral autorizat în anul 2019, precizează purtătorul de cuvânt al guvernului Dăncilă, Nelu Barbu. Aceste sume vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate în parte. Vorbim despre domeniile sănătate, educație, apă, canalizare, energie electrică, energie termică, iluminat public, infrastructură de transport, salubrizare, cultură, sport și tineret și locuințe. Același act normativ prevede că, în 2018, autoritățile locale pot folosi excedentul bugetar și pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul, precizează purtătorul de cuvânt al guvernului Dăncilă, Nelu Barbu. Totodată, prin acest act normativ, autoritățile administrației publice locale vor putea, ca în acest an, în anul 2018, să utilizeze excedentul bugetului local pentru a finanța și cheltuielile cu personal, corecțiile financiare aferente proiectelor, sentințele civile definitive, precum și rambursarea împrumuturilor contractate.
Important de precizat, acest lucru poate fi făcut doar în cazul în care respectivele categorii de cheltuieli despre care v-am vorbit nu pot fi asigurate din venituri proprii și din sumele de echilibrare primite conform legii bugetului de stat pe anul 2018, numărul 2. Tot prin această ordonanță de urgență, contribuțiile de asigurări sociale și impozitul pe venit aferente drepturilor de natură salarială, declarate și neachitate până la 31 decembrie 2017, se achită anul acesta de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din bugetele unităților administrativ-teritoriale, din veniturile proprii ale acestora și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Tot în această categorie intră și contribuțiile de asigurări sociale și impozitul pe venit, aferente drepturilor salariale câștigate în instanță de personalul din învățământul preuniversitar de stat până la 31 decembrie 2017. De asemenea, în vederea deblocării finanțării din credite a investițiilor publice de interes local, unitățile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale vor avea posibilitatea de a muta sume autorizate ca atrageri pentru anul curent de la o finanțare rambursabilă la alta, dar să se încadreze în cadrul sumei totale autorizate pentru anul respectiv. Aceste prevederi au fost aprobate deoarece bugetul de stat și fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finanțare al autorităților administrației publice locale, iar nefinalizarea unor proiecte în domeniul alimentării cu apă sau al salubrizării poate conduce la aplicarea unor produceri de infringement de către Comisia Europeană, întrucât au fost asumate termene de conformare. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat joi că guvernul a pus în dezbatere publică proiectul noii declarații 600, prin care impozitele se plătesc la venitul estimat pentru anul curent și nu la venitul realizat în anul precedent. Astfel, formularul 600 va fi înlocuit cu o declarație unică, document care comasează 7 declarații fiscale pe care contribuabilii trebuiau să le depună anual la ANAF. Există un singur termen de plată, respectiv până la data de 31 martie a anului următor, celui în care se realizează venitul, în loc de 5 termene de plată, a precizat șeful guvernului. De asemenea, a fost eliminată obligația de a efectua plăți anticipate, ceea ce conduce la eliminarea dobânzilor și penalităților pentru neplata la aceste termene. Mai mult, contribuabilii vor primi bonificații pentru efectuarea plăților înainte de termenul limită sau dacă depun declarația unică online. Contribuabilii depun o singură declarație în loc de 7 declarații. Plățile pentru impozitul pe venit, CAS și CASS, în cursul anului se fac la venitul estimat pentru anul curent și nu la venitul realizat în anul precedent. Există un singur termen de plată, respectiv până la data de 31 martie a anului următor, celui în care se realizează venitul, în loc de 5 termene de plată. A fost eliminată obligația de a efectua plăți anticipate, ceea ce conduce la eliminarea dobânzilor și penalităților pentru neplata la aceste termene. Contribuabilul poate alege să efectueze plăți oricând în cursul anului, care vor conduce la posibilitatea utilizării resurselor financiare în cursul anului, în funcție de necesitățile proprii ale contribuabilului. Se acordă bonificație, adică se reduce suma de plată pentru efectuarea plăților înainte de termenul limită. Contribuabilii nu vor mai avea, nu se vor mai deplasa la organul fiscal dacă vor depune declarația unică prin spațiu privat virtual. Deci încurajăm depunerea declarațiilor în mediul online și pentru acest lucru se acordă chiar o bonificație. Încadrarea ca plătitor de CAS sau CASS se face în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent, iar calitatea de asigurat se dobândește de la data depunerii declarației și nu de la data efectuării plății. Ca în prezent, persoanele cu venituri mici sau fără venituri sunt asigurate în sistemul de sănătate timp de un an dacă plătesc CASS la nivelul a 6 salarii minime brute, 1900 de lei, față de nivelul a 12 salarii minime la cât plătesc acum, a precizat joi premierul Vasilica Viorica Dăncilă. Ministerul Finanțelor va face publică documentația referitoare la formularul 600 și va urma o perioadă de dezbatere, iar cele mai bune variante vor fi introduse în proiectul final, a anunțat premierul Viorica Dăncilă în ședința de guvern de joi.
Ministrul Turismului interpelat de Lovin. Președintele ALDE Vâlcea, deputatul Dumitru Lovin, i-a cerut Ministrului Turismului să monitorizeze mai atent investiția de la Voineasa și să ajute autoritățile locale să gestioneze eficient Ski Resort Transalpina. Parlamentarul a amintit că domeniul schiabil a fost realizat în urma unei investiții guvernamentale de 35 de milioane de euro, iar în prima jumătate a anului 2017, Ministerul Turismului a alocat Consiliului Local Voineasa o sumă de 15 milioane de lei pentru finalizarea proiectului dezvoltarea infrastructurii de agrement stațiunea Voineasa. Turiștii s-au plâns însă, susține Lovin, că în ciuda acestor eforturi financiare, nici până în prezent nu s-au finalizat parcarea supraetajată de 400 de locuri și accesul spre baza pârtiei. Mai mult, întreg domeniul schiabil a rămas închis în perioada sărbătorilor de iarnă până pe 26 ianuarie 2018. Județul Vâlcea, înregistrând pierderi colosale din această cauză, i-a explicat Lovin Ministrului Turismului. Liderul ALDE a mai cerut acestuia să-i comunice care este termenul până la care Consiliul Local Voineasa ar avea obligația să încheie lucrările și dacă, în acest moment, acestea sunt în grafic. Nu în ultimul rând, ținând cont de potențialul de dezvoltare a domeniului schiabil de la Voineasa, deputatul Dumitru Lovin i-a cerut ministrului să-i spună dacă, în continuare, există planuri pentru noi investiții în zonă și care ar fi acestea. Peste 8 milioane de lei la atât se ridică datoriile râmnicenilor către APAVIL. Pentru serviciile de apă și canalizare furnizate până la data de 1 martie 2018, APAVIL are de recuperat peste 8,5 milioane de lei de la răuplatnicii din municipiul Râmnicu-Vâlcea, fie ei persoane fizice sau juridice, cele mai mari restanțe de peste 6 milioane de lei înregistrându-le agenții economici. De asemenea, APAVIL mai are de încasat peste 1.500.000 de lei de la asociațiile de proprietari, aproape 160.000 de lei de la instituțiile publice și peste 700.000 de lei de la casele particulare din Râmnicu-Vâlcea. Ca de fiecare dată, APAVIL SA face apel către răuplatnici să-și achite în termen facturile pentru a nu risca aplicarea de penalități de întârziere, debranșarea de la rețeaua de apă și chiar acționarea în instanță în vederea recuperării sumelor datorate. Peste 18 milioane de lei la atât se ridică datoriile pe care râmnicenii, persoane fizice și juridice, le au către CET Govora. Astfel, la data de 1 martie 2018, restanțele către CET Govora se ridică la peste 18 milioane de lei pentru apa caldă de consum și agentul termic pentru încălzire, furnizate în sistem centralizat pe primul loc în topul datornicilor, aflându-se asociațiile de proprietari sau locatari și casele particulare din Râmnicu-Vâlcea cu datorii de peste 14 milioane de lei. De asemenea, CET Govora mai are de recuperat peste 1 milion de lei de la agenții economici și aproape 3 milioane de lei de la unitățile bugetare. Ca de fiecare dată, șeful termoficării urbane Ion Cocleț face apel către răuplatnicii din municipiu să achite cât mai mult din valoarea restanțelor, altfel riscă să le fie sistată apa caldă de consum, așa cum s-a procedat cu o asociație de proprietari din municipiu și 5 agenți economici, sau chiar să fie acționați în judecată pe rolul instanțelor, aflându-se deja 10 de dosare. Invitație pentru cei mici la teatru. În premieră, Teatrul Ariel din Râmnicu-Vâlcea prezintă duminică 4 martie de la ora 12 spectacolul Dănilă Prepeleac, o adaptare după povestea lui Ion Creangă în regia lui Boris Melinti. Cei mici, dar nu numai, au astfel posibilitatea să descopere prin intermediul acestui spectacol frumusețea teatrului pentru copii într-o dramatizare ce aduce pe scenă personaje cunoscute și îndrăgite din poveștile românești. Titlul acestui este chiar porecla dată de sătenie lui Dănilă Prepelea, care de fapt este un par înfipt în pământ cu crăcane scurte pe care sătenii pun oale și urcele la uscat. E o poreclă ce sugerează naivitatea și credulitatea țăranului român. Acțiunea bazmului se petrește în atmosfera satului arhaic, într-un vac temporal, odată într-un sat. Mai mult nu vă spun, vă așteptăm cu mult drag părinți și copii la premierea spectacolului, cum vă spuneam, pe data de 4 martie, la ora 12, și să vă bucurați împreună cu actorii, voi copii și
dumneavoastră părinți. Spectacolul se va juca pe scena cinematografului Geo Saizescu din Râmnicu Vâlcea. Din distribuție fac parte actorii Ionuț Mocanu, Gogu Preda, Tatiana Serghi și Dan Constantin. Pilotul român Petru Florescu și-a început pregătirile pentru sezonul 2018 din Euroformula Open, competiție monomarcă în care temerarii cailor putere pe patru roți concurează pe monoposturi Dallara F312 Formula 3. Este aceeași întrecere pe care sportivul român a bifat-o și anul trecut, atunci când în primele trei dintre cele opt etape a concurat pentru echipa spaniolă Campos Racing, după care a trecut în tabăra teamului britanic Fortec Motorsport. Vâlcean la origine, Petru Florescu a ales să rămână în aceeași echipă, alături de care a avut o iarnă cu pregătiri intense la Barcelona. Sunt foarte mândru de munca pe care am depus-o de-a lungul iernii pentru ca mașina să fie pregătită în vederea noului sezon. Fortec Motorsport are o experiență bogată și este o echipă de oameni adevărați. Sunt extrem de mândru că fac parte din acest proiect și voi încerca tot ce pot pentru a arăta tuturor că sezonul trecut nu a fost altceva decât o problemă. Acum simt că suntem cu adevărat gata să atacăm primul loc, a declarat Petru Florescu la capătul stagiului de pregătire din Spania. Și în acest an, Euroformula Open se derulează pe parcursul a 8 etape, a câte două curse fiecare, iar runda inaugurală este programată în weekendul 14-15 aprilie, pe circuitul de la Estoril. Urmează Franța, Belgia, Ungaria, Anglia, Italia, pentru ca în ultimele două etape, programate în octombrie, monoposturile din Euroformula Open să revină în Spania, pe circuitele Jerez și Catalunia. Găsit de la sala de sport Capela din Râmnicu Vâlcea, aici unde vom asista la un nou cuplaj din campionatul național de volei, categoria cadeți. Spectacolul sportiv va fi deschis de Jocul Băieților, partidă în care echipa Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea, pregătită de antrenorul Marius Mărgărit, primește vizita formației Pro Volei Arad. În meciul din turul campionatului, arădenii s-au impus pe teren propriu cu 3-0. Cele două formații fac parte din grupa a treia, acolo unde Aradul și Vâlcea ocupau locurile 4, respectiv 5, iar învingătoarea avea șansa de a se califica la turneul semifinal, dar stătea la mâna rezultatelor din celelalte 4 serii. Să cunoaștem pentru început componența echipei vâlcene. Oaspeții au început mai bine actul întâi, iar la primul time-out tehnic aveau un avans de 5 puncte, 8-3. Profesorul Marius Mărgărit a schimbat tactica de joc, fapt ce a dat roade și asta pentru că înaintea celei de-a doua pauze impuse, vâlcenii conduceau cu 15-14. Așadar, avantaj de 2 puncte în favoarea oltenilor. Mai mult, formația gazdă s-a dus la 5 lungimi și conducea cu 23-18, luând o serioasă opțiune pentru câștigarea setului. Totul s-a prăbușit în următoarele minute, pentru că arădenii și-au trecut în cont 7 puncte consecutive și au câștigat nesperat primul act cu 25-23.
Istoria s-a repetat oarecum spre finalul celui de-al doilea set, după ce oaspeții conduceau cu 16-13, vâlcenii au egalat la 19, au condus chiar la două puncte, 22-20, și au avut minge de set, 24-23. Așadar, cu două finaluri de set ratate, vâlcenii s-au demoralizat în cel de-al treilea, la capătul căruia și-au trecut în cont numai 14 puncte, astfel că Pro Volley Arad s-a impus cu 3-0 și speră să prindă turneul semifinal. Pentru mine meciul a fost unul foarte echilibrat, deoarece scorul a fost foarte strâns și Vâlcea era la un pas să ne ia un set, foarte important pentru noi. Să vedem decizia federației dacă mergem la turneul semifinal. A fost un meci foarte echilibrat, ambele echipe au jucat foarte bine, am avut și atacuri bune și proaste, ne-am făcut meciul și cred că asta ne-a ajutat să câștigăm. Chiar dacă echipa vâlceană de cadeți părăsește competiția, elevii antrenorului Marius Mărgărit s-au ridicat în dese rânduri la valoarea adversarelor, care vor merge mai departe la turneele semifinale. A fost un meci frumos, greu. Primele două seturi ne așteptam să le câștigăm 100%, dar lipsa de experiență s-a acumulat și asta a fost. A fost un sezon foarte bun pentru noi. Ne așteptam la chiar mai rău de atât, dar asta a fost baftă celorlalte echipe și anul viitor la semifinale. Sperăm. A fost foarte bine, având în vedere că eu nu am mai jucat de multă vreme. Mă așteptam să câștigăm primul set, pentru că a fost 23-18, cum ați și văzut. Nu știu pe ce am pierdut, greșeală de începători, pot să spun eu. Dar mai sunt competiții, o să particip eu și talile. Și sper să câștigăm, să arătăm și noi ce putem. Meciul cu Arad a fost un meci foarte frumos. Primele două seturi chiar am jucat frumos, am pierdut din niște greșeli pe care nu trebuia făcute. Iar al treilea set ne-am demoralizat pentru că am pierdut două seturi destul de urât, adică la 23. Mi s-a părut un meci destul de echilibrat, având în vedere că noi avem o echipă mai nouă. Putem spune că am avut cât de cât un pic de ghinion, dar sperăm ca meciul viitor să avem un scor mai bun. Da, a fost ultimul meci din campionatul de cadeți la acest nivel. Din păcate, numai locul 5, suntem în final din 6 echipe. Am avut două victorii, în rest am obținut puncte prin cele două talii. Astăzi a fost un meci destul de bun în setul 1 și 2. Puteam câștiga setul 1, am avut 23-18, am pierdut 25-23. Am avut 24-23, am pierdut 26-24. Deci eu zic că am fost foarte aproape în primele două seturi. Setul 3, din cauza emoțiilor, au cam cedat băieții. N-au mai avut curajul pe care l-au avut în setul 1. Dar una peste alta, eu zic că a fost un meci frumos. Și pentru experiența pe care o au ei, unii au 6 luni de volei, eu zic că tot ce au făcut în acest campionat a fost bine. Ultimul meci în campionatul național de juniori, sper să fie o victorie. Jucăm cu Blaju, echipa de pe locul 3, noi suntem pe 4. Sper să fie un meci frumos, așa cum a fost cel din etapa trecută, când am reușit să câștigăm cu Clujul. Așteptăm la ora 11 iubitorii voleiului. Atât mai mult cu cât echipa dumneavoastră este virtual calificat. Da, este calificat la turneul semifinal și sperăm să obținem și acolo un rezultat bun. Cuplajul sportiv de la Sala Capela continuă cu partida fetelor. Gazdele de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, cu Romanița Nicolau în calitate de antrenor, vor avea ca adversară echipa Clubului Sportiv Școlar din Târgu Jiu. În turul campionatului, echipa gorjană a câștigat pe teren propriu cu 3-0. Meciul avea o miză extrem de importantă doar pentru echipa din Târgu Jiu, o eventuală victorie asigurând elevelor antrenorului Vlad Popa calificarea la turneul semifinal, în timp ce antrenoarea Romanița Nicolau spera să încheie actualul sezon cu o victorie.
victorie în fața propriilor suporteri. Echipa oaspete a câștigat primul set cu 25-18, dar, așa cum se observă, vâlcencele au opus o rezistență demnă de apreciat. În actul secund, echipa din Târgu Jiu s-a impus la 11 puncte diferență, dar și în acest set, vâlcencele și-au trecut în cont câteva puncte extrem de spectaculoase. În cele din urmă, victoria a revenit cu 3-0 formației din Târgu Jiu, astfel că elevele antrenorului Vlad Popa vor merge mai departe. A fost un meci deosebit de încărcat emoțional vorbind. Am întâlnit o echipă mai motivată decât în tur și am avut emoții și, bineînțeles, victoria aceasta ne-a dus către calificarea la turneul semifinal, pe care am așteptat-o, bineînțeles, cu sufletul la gură, cum ați văzut. Toate fetele au jucat extraordinar, nu pot să spun că una a jucat mai bine decât cealaltă, toate au jucat, de aceea nici n-a fost nevoie să facă o schimbare anume în teren, toate fetele s-au motivat, totul a fost exact cum am lucrat la antrenament. Nu a fost așa de dificil, dar miza a fost foarte mare, pentru că în funcție de acest meci noi ne putem califica în semifinale. Dar am depus muncă și s-a văzut prin efortul pe care l-am făcut. A fost o victorie foarte importantă pentru noi. A însemnat calificarea în etapa următoare. A fost destul de stresant, dar ne-am descurcat. Meciul a fost destul de greu, însă noi am fost moral peste ele și fizic și ne-am descurcat foarte bine. Și ne-am dorit victoria asta din plin. Echipa vâlceană încheie actualul sezon din campionatul național, dar nu și activitatea competițională. Nu mai este mult până la Olimpiada Gimnaziilor. Au fost multe puncte lungi jucate, dar am avut o problemă de concentrare. A fost un meci destul de greu, nu ne-am concentrat destul de mult, am lipsit foarte mult comunicarea, am avut și o coechiperă accidentată și, din păcate, am pierdut. A fost un meci frumos. Eu zic că ne-am descurcat destul de bine, având în vedere că avem o colegă accidentată. Am câștigat experiență și sperăm ca pe viitor să fie cu noroc și să câștigăm. Din păcate, rezultatul a fost negativ, având în vedere că acesta a fost ultimul meci din campionatul național de cadete, returul. Per ansamblu, față de celelalte jocuri, am fost mulțumită de prestația anumitor jucătoare din teren și aș vrea să menționez pe Mițu Teodora și
Erica Angel, cea din urmă fiind de vârstă mult mai mică, și anume 2005, și lipsind de la ultimul, de la penultimul meci al campionatului. Să sperăm că pe viitor fetele se vor mobiliza mult mai bine și în continuare pregătim Olimpiada Gimnaziilor, care va avea loc la Râmnicu Vâlcea în 21-22 aprilie. Așadar, pentru ambele echipe vâlcene de cadeți, campionatul s-a încheiat, dar juniorii și junioarele merg mai departe. Atât de la sala Capela din Râmnicu Vâlcea, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.